Să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Samuel, capitolul 1, pagina 291 în Sfintele Scripturi și să citim deci din capitolul 1, versetele 10 și 11 și apoi de la 20 la versetul 28 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roba ta, și dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul am cerut. Bărbatul său, Elcana, s-a suit, apoi cu toată casa lui, să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi încerca copilul, îl voi duce, ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei încerca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a alăptat fiul ei până l-a încercat. Când l-a încercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silol, copilul era încă mic de tot. A junghiat taurii și a dus copilul la Eli. Ana a zis, Domnul meu, iartă-mă, cât este adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Cuvântul Scripturilor citit din prima carte a lui Samuel din capitolul 1 ne prezintă aici pe Ana, care la vremea ei era foarte îndurerată. Și Domnul i-a ascultat rugăciunea. I-a împlinit dorința. Și când soțul ei, Elcana, cu toată casa lui, s-au pregătit să se suie la Silo, ca să aducă Domnului jertfa de peste an și să se închine Domnului, Ana a spus, eu încă nu mă sun. Eu încă rămân acasă cu copilul. Și bărbatul ei a zis, fă ce vei crede, așteaptă până când vei termina de alăptat copilul acesta, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. M-am întrebat, ce știau părinții aceștia despre copii? Pentru că din cuvântul Scripturilor reiese că ei știau ceva cu privire la viitorul copilului. Nu întâmplător Elcana a spus, nu-i nicio problemă, rămâi acasă. Numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Este extrem de important ca și părinți să cunoaștem planul Domnului în dreptul copiilor pe care El urmează să-i trimită în familiile noastre. Nouă Domnul nu ne-a dat copii. Dar vreau să vă spun ceva. Cred că dacă la capitolul acesta, și anume,
al înțelegerii voi Domnului cu privire la copiii care urmează să vină. Lucrurile ar fi clare în mințile noastre. Altfel ar arăta biserica Domnului. Altfel ar arăta biserica Domnului. Vedeți? Elcana și Ana știau că au primit un cuvânt din partea Domnului cu privire la copilul acesta, cu privire la Samuel. Și în cuvântul acela se pare că Domnul le spusese planul pe care îl are cu privire la copil. Ei, o să vedem puțin mai târziu ce mare har au fost pentru părinții aceștia să cunoască planul lui Dumnezeu în dreptul copilului. Și în același timp o să vedem cum ei au fost parteneri împreună cu Dumnezeu ca să se ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu cu privire la copilul care s-a născut. Deci este extrem de important să știm ceva, pentru că, ascultați-mă, copiii nu vin întâmplător în lumea aceasta. Scriptura spune în cartea Psalmilor despre copii că ei sunt o binecuvântare primită din partea Domnului. Și dacă sunt trimiși ca binecuvântare, ascultați-mă, ei nu sunt blesteme. Nu, ei sunt binecuvântări. Și întotdeauna când Domnul binecuvintează, trebuie să se vadă urmele binecuvântării. Trebuie să vadă și cei de aproape, trebuie să vadă și cei de departe, că-i binecuvântarea Domnului. Când urma să vină în lumea noastră Samson, Scriptura ne spune că a venit Îngerul Domnului și a stat de vorbă cu soția lui Manoah. Și a spus ceva despre copilul acesta, adică despre ceea ce Dumnezeu urmărea cu el. Și anume, că el va începe să-l izbăvească pe Israel din asuprirea filistenilor. El va începe să facă ceva. Ori, dacă înțelegem voia lui Dumnezeu, gândul pe care Dumnezeu el are în dreptul copilului, altfel îi abordă, altă atenție le dă, alt timp sacrificăm pentru ei. Vom face din împlinirea voiei și a planului lui Dumnezeu în dreptul copiilor noștri prioritatea numărul unu în viața noastră. Dacă o înțelegem, dacă o știm, dacă nu, atunci facem noi proiecte, facem noi planuri. Mă întreba învățătorul meu, școala primară, ce vreau să fiu când voi fi mare? Și eu îi spuneam, vreau să fiu director. Am ajuns. Îs gândurile noastre, îs planurile noastre, îs proiectele noastre pe care uneori noi ni le facem. Dar dincolo de toate acestea, în dreptul fiecărui copil care se naște într-o familie de credincioși, pe care Dumnezeu îl trimite în lumea aceasta, Dumnezeu are un plan al Lui. Și ascultați-mă, oamenii mari înaintea lui Dumnezeu, oamenii care au fost unelte de slujbă în mâna lui Dumnezeu, oameni prin care Dumnezeu a lucrat, au fost aceia în dreptul cărora părinții au cunoscut voia Domnului, au știut ceva din planul Domnului cu privire la ei. Iată, da, despre Samuel ne spune Scriptura că a fost unul dintre cei mai mari proroci și judecători pe care i-a avut Israel.
Unul dintre cei mai mari. I-o fi spus Domnului Ana și Elcana, gândul acesta pe care el l-avea, planul acesta pe care l-avea în dreptul acestui copilaș, Scriptura nu ne dă detalii, dar ei știau un cuvânt din partea Domnului pentru copilul acesta. Și dorința lor și ruga lor înaintea Domnului era ca Domnul să-și împlinească planul lui. Știți, Scriptura ne spune în Exod că în vremuri critice, în lumea noastră, a venit Moise. Și spune acolo Scriptura că părinții lui au văzut că este frumos. Frumos. E frumos, David? Cel mai frumos. Nu sunt copii să nu fie frumoși. Și la prima vedere, când citim cuvântul, zice, Doamne, dar ce-i deosebit în asta că au văzut părinții? Amram și Iochebed, ce-i deosebit în asta că au văzut că e frumos copilul? Dar nu există decât copii foarte frumoși. Amin, da, așa este. Ce-i deosebit atunci în asta? Ascultați-mă! Asta e lucru pe care îl înțelegem din cartea din cartea Exod, din capitolul 2. Dar Scriptura ne spune în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 7, în cuvântarea lui Ștefan, că părinții lui au văzut că este frumos înaintea Domnului. Aici era frumusețea. Aici era gingășia copilului. Aici era secretul. Nu că, auzi, ăsta va fi un mare luptător. Va fi un mare lider. Da, și asta. Și asta. Dar ăsta va fi un om frumos înaintea Domnului. În ce sens? Că va ajunge într-o zi ca Dumnezeu să-i spună, lasă oile, lasă pustia și du-te, că eu te trimit, du-te și izbăvește-l pe Israel. Au văzut părinții frumusețea că într-o bună zi Moise va lua toiagul și Dumnezeu îi va spune, lovește apele Mării Roșii cu toiagul acesta. Și când el a lovit apele Mării Roșii, Scriptura ne spune, s-a făcut culoar prin mare. Și poporul trece dincolo în partea cealaltă ca pe uscat. Frumusețe înaintea Domnului. Ei, pentru că ei au văzut lucrul acesta, pentru că au înțeles planul pe care Dumnezeu l-avea în dreptul copilului, au putut să și sacrifice pentru el. Au putut să renunțe la o mulțime de lucruri de dragul copilului, pentru că o creștere și o educare, cuvântul Domnului, legea Domnului, înseamnă sacrificii, înseamnă o viață de jertfă. Despre Ioan Botezătorul ne spune Scriptura că atunci când a venit îngerul Gavril la Zaharia în templu, i-a spus, uite, copilul acesta va merge și va pregăti calea Domnului, va pregăti calea lui Mesia, care va veni în lume și el trebuie să-i pregătească terenul. Ei știau pe cine urmau să primească și pe cine venise deja în familia lor. Ei știau asta, nu erau străini. Aduceți-vă aminte când îngerul a venit în vis de noapte la Iosif și a spus, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, nevasta ta, căci ce s-a zemislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Să nu credeți că pentru Iosif și Maria lucrurile au fost simple. Nu știu, undeva la 2 ani, dacă avea copilașul, și-au trebuit să-l ia și să meargă pentru o perioadă de timp să trăiască ca și emigranți în Egipt.
Ori, dacă nu știi pentru ce suferi, suferința îți pare o povară? Îți pare o problemă care în orice moment îți dorești să scapi de ea? Dar dacă știi ce-i dincolo, atunci totul duci cu bucurie. Deci, cunoscând planul Domnului, îi vedem pe părinți că au o statornicie înaintea Domnului. Despre părinții lui Moise ne spune Scriptura că 3 luni l-au ținut ascuns. Au văzut că e frumos și au spus, s-a dat porunca. Toți copiii de parte bărbătească din familiile evreilor să fie aruncați în Nil, să-l aruncăm. Ăsta e frumos, dar nu numai că e frumos el ca și copilaș, că e al nostru. Ăsta e frumos, că e frumos înaintea Domnului. Și ăsta nu se poate să moară. Și 3 luni de zile au făcut zid în preajma lui. 3 luni de zile au făcut zid în preajma lui. Și au spus, nu-l dăm. E porunca să fie aruncat în apa Nilului. Dar nu ne conformăm. Pentru că în dreptul acestui copil, Dumnezeu are planul lui. Ăsta e frumos înaintea Domnului. Cum să-l luăm noi, să-l lăsăm să fie aruncat în apa Nilului? Mama lui Samuel, până l-a alăptat, l-a ținut acasă. Părinții lui Ioan Botezătorul, vedeți, ei știau cine urma să vină în familia lor. N-a fost simplu pentru Ioan în special, pentru Zaharia, pentru tatăl copilului. N-a fost o problemă simplă. A rămas mut. Și când a ieșit din templu, de la slujire, a ieșit mut și ne spune Scriptura că omul acesta nu s-a ridicat să spună, Doamne, dacă mi-ai luat posibilitatea să mai vorbesc, n-are rost să mai stau aici. Și ne spune Scriptura că a rămas în templu până i s-au împlinit zilele de slujire și apoi s-a dus acasă. Cred că, printre altele, cunoașterea voiei lui Dumnezeu în dreptul copilului i-a dat forța aceasta, tăria aceasta, să nu murmure, să nu cârtească, să nu se răzvrătească înaintea Domnului. Ci, Doamne, până mi se împlinesc zilele de slujire, stau aici și când s-o terminat, atunci mă duc acasă. Și după ce se duce acasă, ne spune Scriptura, Îngerul i-a spus, vei fi mut până în ziua când se vor împlini aceste lucruri. Și se împlinește promisiunea spusă prin înger. Și Scriptura ne spune că în ziua aceea nu se împlinește făgăduința pe care Domnul i-a spus-o, că îi se va dezlega din nou limba și va putea să vorbească. Și trece ziua a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea, și a șaptea. Și omul acesta în continuare mut. Și Domnul i-a spusese prin înger, vei fi mut până în ziua când se va împlini cuvântul acesta. Adică se va naște copilul de parte bărbătească. Ei, când a venit ziua 8-a, să tai împrejur pruncul, când tensiunea era la maxim, erau acolo dispute, cum se pună numele? Pentru că și la copii nu le punem oricum nume. Vedeți, Ana i-a pus numele Samuel, care tradus în limba noastră înseamnă Dumnezeu a ascultat. Numele trebuie să poarte ceva în el, să vorbească ceva despre noi. Ei, atunci când în casa lui Zaharia tensiunea era maximă, cum? Au venit rudenerii și au spus, Zaharia îi punem numele, că doar trebuie să ducă mai departe numele tatălui. Și mama spune, nu, numele copilului va fi Ioan. Și atunci a zis să consultăm pe tata, să vedem ce spune tata. Și au dat tăblița. Tu ce zici? Și el a zis și a scris, numele copilului va fi Ioan. Și când a terminat de scris, i s-a dezlegat limba. Și a ieșit din școala aceea pe care Dumnezeu îl trecuse. A ieșit glorificând și binecuvântând pe Dumnezeu. A ieșit umplându-se de Duhul Sfânt și prorocind și spunând despre copil ceea ce Dumnezeu avea de lucru cu el, ascultați cuvinte pe care
Le-am mai auzit cu puțin timp în urmă, citindu-se din Evanghelia după Luca, din capitolul 1. Ascultați ce spune aici. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime și așa mai departe. Iată, da, un om care știa planul Domnului în dreptul copilului. De aceea a putut să sacrifice. S-ar prea putea să apară situații în care mama și tata să fie supărați, sau poate uneori să ajungă unii răzvrătiți împotriva Domnului. Să spună: Doamne, încă un copil, Doamne, dar ce se întâmplă? Nu se mai poate. E așa greu, sunt așa multe probleme, sunt așa multe lipsuri. Ce va fi de el? Ba, noi suntem în vârstă, ce se va întâmpla cu copilul acesta? Va rămâne anima lui. Dacă privim prin perspectiva prin care privesc oamenii, ce vom face? Spunea cineva despre o familie. Soția a rămas însărcinată și s-au dus și au făcut un examen. Și medicii le-au spus: copilul are probleme și trebuie să-i întrerupem sarcina. Trebuie să-i întrerupem viața, să fie scos, să termine cu el, că altfel va fi un nenorocit și pentru el și pentru voi. Și părinții aceștia au spus: nu, noi credem într-un Dumnezeu atotputernic, care poate totul, care cunoaște totul, care are sub controlul lui toate lucrurile. Noi nu putem să facem așa ceva, pentru că asta înseamnă crimă. Și au spus: noi nu putem face asta. Ce credeți? Dumnezeu rămâne indiferent când își vede copiii lui, ascultându-l, slujindu-l, iubindu-l, punându-se la dispoziția lui? Nu. A știut Dumnezeu să rezolve problema. La 7 luni, medicii au spus: sarcina, copilul a murit. Deci, nu facem crimă, pentru că suntem credincioși Domnului. Suntem credincioși Domnului și nu ne pretăm la așa ceva. Pentru că știm că dincolo de ceea ce vedem noi și înțelegem noi, există un Dumnezeu atotputernic, care se implică în cele mai mici amănunte ale vieții noastre. Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos ucenicilor: cât despre voi, până și firele de păr de pe cap, toate vă sunt numărate. Toate. Nu știu câte am avut și câte mai am. Nu știu. Există cineva care știe și nu cade unul jos fără știrea lui. Iată, da. Cunoscând voia Domnului și gândul Domnului și planul Domnului în dreptul familiei noastre, noi suntem oamenii care, așa cum spuneam, vom fi parteneri împreună lucrători cu Dumnezeu la pregătirea slujitorilor de mâini. Spune Scriptura aici: copilul era mic de tot. Și Ana a spus: aici îl las. Cum? Îl lași aici? Și a micuț? I-a făcut și o juruință înaintea Domnului. Și a spus: Doamne, dacă Tu mi-l dai, mi-asculți rugăciunea, eu ți-l dau ție. Îl pun înapoi înaintea Ta, la dispoziția Ta. De fapt, adevărul biblic este în dreptul copiilor, că ei nu sunt proprietatea voastră. Dumnezeu vi-i dă pentru o perioadă de timp, ca să-i formați, să-i creșteți, să vă ocupați de ei, și apoi pleacă. Nu sunt proprietatea voastră.
Ei sunt proprietatea Domnului. Ei vin din eternitatea lui Dumnezeu, se concep acolo în familia respectivă, vin în lume în familia respectivă, acolo Dumnezeu vrea ca împreună cu părinții să lucreze la formarea și pregătirea lor și apoi să fie puși la dispoziția Domnului, să fie puși la îndemâna Domnului. Era micuț copilul acesta, dar ascultați ce spune Scriptura despre el. Copilul acesta știa să se închine Domnului. Mic de tot era, dar el știa să se închine Domnului. Pentru că nu sunt prea mici copiii ca să nu priceapă. Că ei n-au posibilitatea să comunice, e altceva. David știe dacă este în brațele mamei, a tatălui sau în brațele unui străin. Unui străin. El știe asta. Se spune că atunci când copilul este ținut la pieptul mamei, bătăile inimii mamei reglează sistemul nervos al copilului. Este mare deosebire între copiii crescuți de părinții lor și copiii crescuți în creșe și așa mai departe. Cum spunea cineva, îi duce pe copii la creșe săptămânale și am scăpat de povoară. E adevărat. Îi ducem pe ei când sunt mici la creșe, când suntem noi bătrâni, ei ne trimit pe noi la azil. Una pentru alta. Ei, copiii nu sunt prea mici ca să nu priceapă, ca să nu înțeleagă. Ei înțeleg. El știe când îi zâmbești, știe. Și înțelege. El știe când ești supărat, când ești supărată și te uiți la el, știe. Știe. El nu are puterea, capacitatea să comunice. Cineva spunea că atunci când copilul ajunge la un an și 8 luni, deja, ce privește caracterul lui, direcționarea lui în viață, deja s-au cam pus bazele, deja, s-au cam finalizat lucrurile. Ei, atâta timp cât micuțul acesta a stat acolo împreună cu mama, pentru că este o vreme când copiii stau împreună cu părinții. Nu întâmplător Scriptura spune, învață-l pe copil legea Domnului, învață. Fă-ți timp pentru el. Ei, mama aceasta și-a făcut timp pentru copil. Amram și Iochebed și-au făcut timp pentru Moise. Atunci când era mic, pentru că ne spune Scriptura în Cartea Evreilor, în capitolul 11, și Scriptura vorbește și aici, în Exod, în capitolul 2, că la un moment dat când au văzut că nu mai poate fi ținut ascuns. Au fost niște părinți realiști și au dat seama că într-o bună zi copiii vor pleca, se vor duce. Și sunt părinți care nici cum nu vor să accepte realitatea aceasta. Poate pentru ei li se pare prea crudă, că într-o bună zi pui din cuib zbor, se duc. Stai mersul vieții. Ei, Amram și Iochebed au fost realiști și au realizat faptul, au fost conștienți de faptul că într-o bună zi egiptenii vor da buzna peste copil și vor spune, ăsta e băiat, la râu cu el. Dar în perioada aceasta, cât a putut fi ținut ascuns, în perioada celor 3 luni, și apoi în perioada în care a fost alăptat, Scriptura ne spune că în mintea lui Moise s-a pus ceva acolo. Pentru că autorul epistole către evrei, în Evrei capitolul 11, spune că atunci când lui Moise i s-a oferit tronul Egiptului, n-a vrut să se numească fiul fiicei lui Faraon, ci a ales altceva. A ales ocarea, disprețul, marginalizarea împreună cu poporul Domnului. De ce? Zice, ocarea lui Hristos o socotea ca o mai mare comoară decât bogățiile Egiptului. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Cine i-a pironit ochii? Fiica lui Faraon? Nici într-un caz. În facultățile Egiptului? Nici într-un caz. Mama? Tata? Vedeți? În vremea aceasta, copiii au harul acesta să fie în familie.
Și dacă în vremea aceasta părinții nu-și fac timp pentru ei. De fapt, una dintre misiunile pe care le avea de îndeplinit Ioan Botezătorul era, printre altele, să întoarcă inima părinților spre copii. Știți ce se întâmpla în vremea aceea? Tare asemănătoare cu vremea noastră de astăzi. Părinții plecau dimineața în zori de acasă și își lăsau copiii dormind și se întorceau seara târziu acasă și își găseau copiii dormind. Alergau! Trudeau, munceau! Auzi? Eu am pornit în viață de la lingură și furculiță, cum spunea cineva, zice, vreau copiii mei să aibă. O să aibă copiii tăi. Dar îmi spunea o mamă cu ani în urmă, ce într-una din zile m-a întrebat copilașul nostru cel mic, măică, tăticul nostru nu mai vine acasă, ce se întâmplă? La care mama îi răspunde, zice, zice, tăticul în fiecare noapte doarme acasă. Nu mai știți ce se întâmpla? Pleca dimineața în zori când micuțul dormea și se întorcea seara târziu acasă, frânt de oboseală, și își găsea copilul dormind. Și copilul întreba, da, auzi, tăticul nostru, mai vine acasă, ce-i cu el? Vedeți? Atunci când înțelegem voia Domnului, când înțelegem planul Domnului în dreptul copiilor, prioritatea nu va mai fi Mercedesul. Sau mai știu eu. Așa, frate, așa. Prioritatea vor fi ei, copiii, pentru că ascultați-mă. Cele mai mari valori care sunt pentru aici și pentru eternitate sunt copii. Sunt copii. Aduceți-vă aminte, Iov trece prin suferință. Într-o bună zi dispar turmile de oi, cirezile de vite, toată avuția lui s-a topit. Cei 10 copii într-o singură zi pleacă din viața aceasta și în curtea casei lui, posibil că au fost în ziua aceea 10 sicrii unul lângă altul. S-au dus. Și trece Iov prin suferință în partea cealaltă. Și Domnul îi dă turmile de oi dublu. Și cirezile de vite dublu. Când e vorba de copii, cât s-au avut înainte de a intra în cetate? 10. Cât s-a primit după ce a ieșit din încercare? Tot 10. De ce n-a primit 20? Că doar turmile de oi le-a primit dublu. Cirezile de vite le-a primit dublu. Ascultați-mă. 10 erau la Domnul și 10 erau în viață. Tot dublu. Tot dublu. Cele mai mari valori pentru care merită să-ți investești timpul și sănătatea și energia și puterea sunt copiii. De aceea, fiți părinți, faceți-vă timp pentru ei. Faceți-vă timp pentru ei. Părinții aceștia care au înțeles planul Domnului cu privire la copii, de asemenea, știau ce să pregătească pentru ei. Știți cu ce a plecat Moise de acasă? Cu un sicriaș. Auzi? Auziți? Ce zestre a luat de la părinți când a plecat de acasă? Nu iaht, nu barcă cu motor, nu, sicriaș. Și l-au luat părinții și au spus, copilul nostru nu mai poate fi ținut ascuns, că într-o zi vor veni egiptenii și vor auzi plânsete de copil și vor intra în casă să vadă ce-i, băiat, fetiță. Și vor vedea că e băiat și îl vor lua și îl vor arunca în apa Nilului. Dacă acolo trebuie să ajungă, îl punem noi. Că dacă îl punem noi, îl punem cum vrem. Și în perioada aceea cât copilul a putut să fie ținut ascuns, pe lângă faptul că l-au învățat ce trebuie, i-au făcut și ceea ce trebuia, i-au făcut sicriașul. L-au dus. Apoi au pus copilul în sicriaș, au luat și l-au așezat pe marginea Nilului, pe apă.
Fiți mei părinți, într-o bună zi copiii voștri vor pleca. Se vor duce. La 14 ani am lăsat în urmă casa părintească și am plecat. Într-o bună zi copiii vor pleca. Nu există investiție mai mare decât să așezăm în mințile lor cuvântul Domnului, să le îndreptăm ochii spre răsplătire și în al doilea rând, pregătiți criașul pentru ei. Ce înseamnă asta? Morți față de lume și vii pentru Dumnezeu. Ies în oraș, vin de la sat, de la munte, cum amint eu din... Am spus eu tinerilor, întoarce uleiul acolo la noi. Vii de nu știu unde. Și pe copilul acela nu-l mai afectează reclamele murdare. Și mai știu eu luminile care își schimbă culorile în toate felurile. Și mai știu eu sunetul instrumentelor muzicale sau mai știu tot felul de reclame care te îmbie și spune vino, vino. Ăștia-s morți față de lume și vii pentru Dumnezeu. Ăștia umplu casele de rugăciune, ăștia caută locul unde se adună frații împreună. Cum spunea autorul cântării, că nu-i loc mai sfânt decât acela unde e Hristos și unde-s ai săi. Ăștia se duc acolo și caută, nu-i mai mama și tata în urma lor. Au rămas în urmă, poate plecați în veșnicii unii dintre ei. Dar se duc acolo să caute frații împreună, unde-s frații adunați. Să se roage împreună cu ei, să plângă împreună cu ei, să cânte împreună cu ei, să laude pe Domnul. De ce? Pentru că atunci când ei au fost puși pe apa Nilului, deja ei au fost puși în sicriaș, morți față de lume și vii pentru Dumnezeu. Samuel, cu ce a plecat de acasă? Atare cântăreții. Cântăreții trebuie să fie și cunoscători ai Scripturii. Știți când Continentalul în America și-a recrutat candidați pentru slujire la cântare, primul test a fost cunoștințe biblice. Nu să vadă cât îți de bun la voce. Auzi muzical, n-auzi muzical. Seamănă cu mine, cântă la fel de bine și la tenor ca la bas. Samuel când a plecat de acasă, Scriptura ne spune că în templu el a fost îmbrăcat în efod de in. Și era micuț, îmbrăcat în efod de in. De ce? Dom'le, Dumnezeu a spus despre el că ăsta va fi un proroc. Ăsta va fi una dintre cele mai frumoase unelte de care Dumnezeu s-a folosit în scurgerea timpului. Ăsta nu-i oricine. Ăsta e copilul Domnului. Ăsta e unealtă de slujbă, mâna Domnului și îl îmbracă atare. Îl îmbracă în efod de in, pentru că ăsta slujește. Inul, simbolul curăției, simbolul neprihănirii, simbolul purității. O, dea Domnul, ca toți slujitori în vremea aceasta, când păcatul se înghite ca apa, când se pare că problema aceasta a lucrurilor interzise nu mai există. Când împrejmuirea în care Dumnezeu ne-a așezat, o rupem și spunem că vrem libertate absolută. Toate că libertatea lui Dumnezeu este o libertate împrejmuită. Ia Domnul ca tot mai multe ființe să fie îmbrăcate în efod de in. Cartea Apocalipsei ne spune că inul strălucitor și curat sunt faptele neprihănite ale sfinților. Asta vrea Dumnezeu, asta dorește Dumnezeu. Și părinții care se pun la dispoziția Domnului ca să fie împreună lucrător cu El, ăștia îmbracă în in pe copii. Pentru că asta e voia Domnului în dreptul copilului. Dacă tu lași să-și petreacă ori în șir în fața micului ecran, dacă lași să navigheze pe toate canalele murdale ale internetului și așa mai departe, te aștepta la efod de in. Mi-am zis că e posibil într-un viitor nu prea îndepărtat. Toți, începând de la
ceea ce predicăm și până la ceea ce cântăm și recităm. Într-o duminică să punem filtrul acesta, care și-au petrecut sâmbătă seara, sâmbătă noaptea, uitându-se la televizor sau navigând pe internet în locuri murdare, să stea jos, peste care nu Dumnezeu să-și întindă mâna. Să vedem câți vom avea curajul să ne ridicăm și să slujim și să stăm înaintea Domnului. Pentru că, ascultați-mă, efortul de incurăția, neprihănirea lui, nu e o opțiune, nu e ceva opțional pentru noi. Striga Duhului Dumnezeu prin psalmist că podoaba casei Domnului rămâne sfințenia pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Nu pentru o perioadă de timp, nu. Pentru tot timpul cât vor ținea vremurile, trebuie să fie efort de in. Și mama îi ducea în fiecare an când se ducea la silo să aducă jertfa de peste an, îi pregătea o mantie. Auzi, ăsta e judecătorul. Crește, îi trebuie alt număr, altă mărime la mantie, face mai mare, cresc problemele, cresc întrebările. Nu e suficient că la un an de zile ai stat de vorbă cu el, sau la 8 luni ai stat de vorbă cu el, sau la 3 ani ai stat de vorbă cu el. Pe măsură ce timpul trece, sunt întrebări de altă natură. Fă-ți timp și stai de vorbă și deschide Scriptura, deschide Cuvântul lui Dumnezeu și acolo afli soluția pe care Dumnezeu o are. Vedeți, părinții aceștia nu și-au făcut probleme, pleacă copiii de acasă, se vor prăbuși. Eli falimentase în educarea copiilor săi. Au fost uciși, au murit într-o singură zi, amândoi, și Hovni și Fineas. S-au dus, s-au stins. Samuel a rămas în picioare. Mama lui Moise nu și-a făcut probleme ce se va întâmpla cu micuțul meu dacă ajunge în casa lui Faraon. Nu! Fă-ți datoria, dreptul copilului. Fă-ți datoria pe care Dumnezeu ți-o cere. Fă-ți timp pentru el și investește pentru el. Și Dumnezeu este cel care va purta de grijă. Spune Scriptura, învață-l pe copil legea Domnului. Învață-l. Și când va îmbătrâni, nu se va bate din cap. Iată, dar, oamenii care cunosc planul lui Dumnezeu, oameni care știu viziunea, știu perspectiva lui Dumnezeu în dreptul copilului sau copiilor pe care Dumnezeu îi trimite, oamenii aceștia să pun la îndemâna lui Dumnezeu să fie împreună lucrător cu Dumnezeu la formarea slujitorilor de mâini. Cunoscând planul lui Dumnezeu, vor avea statornicie în slujirea încredințată. Ei vor lucra la echiparea lor atât timp cât copiii vor fi cu ei. Știu de asemenea ce să pregătească pentru copiii lor. La plecare din casă, nu-și vor face probleme ce se va întâmpla cu fiul meu, cu fiica mea. Nu. Dacă ei și-au făcut datoria, Dumnezeu vine și îți dă garanția, îți dă asigurarea că nu se va pierde, ci va fi a lui pentru vecii vecilor. Dumnezeu să lase harul lui și lumina lui este întreaga biserică.